Pe strada Arțarului din cartierul Schiela, ploaia din ultimele zile a acoperit la propriu craterele de pe drumul care nu a fost niciodată asfaltat. Oamenii se plâng că fac slalom printre bălți. Când plouă, am avut norocul cu vecinii că au pus cărămizi ca să putem să trecem pe lângă gard. Deci e o stradă care se poate, dacă e ceva de ploi mari, prinde cu bijuii ca pește. De sus și până jos, peste genelul lui. N-a fost... care am făcut noi vecinii pe timpul răposatului Alvic, atunci ni s-a făcut noi, că am pus noi bani de la noi, i-am strâns pe stradă și am pus, dar degeaba am pus, că sunt mașini mari care tripea. Ci... Noi nu avem nici apă curentă. Ce deci... facem cu canalizarea? Scuipăm în ea? Rețeaua de apă n-a ajuns la dumneavoastră. N-a ajuns, domne, până acum. Am fost de nenumărate ori la domnul primar, nu ne ia înseamnă. Nu avem apă. Nu avem strada cum trebuie. Fântâna aia nu mai e bună de băut deloc. Apa care aveam din deal de băut, nici aia nu mai e potabilă. Și așa unde consumați apă? Tot de acolo consumăm. Și circulația cu mașinile este dificilă pe cele două străzi. Proprietarii de autoturisme sunt obligați să ducă mijloacele de transport periodic la reparații, pentru că mașinile cedează din cauza gropilor. Am 4 ani de zile de când mi-am făcut casa aici. De când mi-am făcut eu casa aici, e extraordinar de intrat. Cu picioarele, numai mașini de ale mari care intră, încolo treci cu o mașină, trebuie să intri în curte la altul ca să nu te stropească. Sunt gropile, merge și vedeți acolo la fața locului că nu e minciună. Duc mai vin la noi când au nevoie de voturi, dar încolo străzile astea două, asta și cu celălaltă a stânjenelului, e praf și pulber. Adidas, pantofi, altceva nu se poate, numai în cizme și în bocanci, atât. Cu mașina? Foarte rău. Piese de facturi de 20 lei la service. Am facturi. Luna trecută am scos-o din servis, iar dacă mai circulăm 2 luni de zi, bag înapoi, iar că așa sunt străzile noastre în Severin. Lovește scutul sau de ce? Scutul, e scutul, am scutul bucăți făcut jos în capul străzii, lăsat. Ce se fac? Avem mașini, numai de tractoare trebuie să ne luăm aici. Situația este aceeași și pe strada Stânjenelului. Aici locuiesc oameni bolnavi care se plâng că și ambulanțele ajung cu greutate când sunt solicitate, tot din cauza gropilor. Cetățenii de pe aceste două străzi s-au mobilizat, au strâns bani, au cumpărat materiale și le-au făcut să le aibă cât de cât un confort, să nu există asemenea bălți. În urma introducerii canalizării, firma care a introdus canalizarea nu le-a mai readus la starea inițială. Spunându-ne că o să vină și apa, să ne introducă apă potabilă, fiindcă pe cele două străzi nu există apă potabilă. Am fost la primărie în audiență și tot ne-au amânat și ne-au spus că o să vină pe fonduri europene și o să ne introducă și apă și apoi o să ne asfalteze și străzile. Salvările vin, dar un grom nu mai vrea să vină salvarea, doctorul să vină la băiatul meu acasă. Facem analize acasă, da. Facem tot acasă, vine la fața locului, că e la pat. Până sus, cu grup. Păi se poate în halul ăsta plătim. N-avem apă de beut. Reprezentanții primăriei Drobeta Turnul Severin știu problemele oamenilor din Schiela. Spun că s-au făcut studii de fezabilitate, iar asfaltul va ajunge pe străzile lor după ce se vor accesa fonduri europene care să acopere cheltuielile. Avem pregătită documentația pentru cartierele Schiela și Guravoi, în sensul că sunt studiile de fezabilitate și proiectele tehnice sunt făcute. Așteptăm deschiderea exercițiului financiar 2014-2020 pentru depunerea documentelor și încercarea de a accesa fondurile necesare pentru rezolvarea problemelor cu infrastructura stradală din cele două cartiere. De asemenea, special pentru cetățenii care locuiesc pe strada Arțarului, în acest moment acolo este adusă canalizarea, iar aducțiunea de apă este prevăzută pentru masterplanul, a cărui licitație este în derulare. În condițiile în care procedura licitației se va finaliza în scurt timp și nu vor fi foarte multe contestații, locuitorii de pe strada Arțarului vor avea apă la robinete în cursul anului 2015, spun reprezentanții primăriei severinene.